E o bucurie pentru mine să fiu astăzi alături de două doamne minunate, Alice Stase Buciuta și Daniela Nane, care bănuiesc că nu au nevoie de nicio prezentare oficială, totuși am să vă spun două vorbe. Alice este scriitoare, jurnalistă, ultima editoare a Ninei Casian, iar Daniela Nane, după cum bine știți, este actriță, regizoare, profesoară și un om minunat. Mă bucur tare mult să fim împreună și regret că nu poate fi alături de noi și Florina Zaharia, ea însă scriitoare, poetă și cea care este președinta filialei sud-est a Uniunii Scriitorilor din România. Din păcate, probleme personale o împiedică să ni se alăture, așa cum ați văzut, probabil că ar fi trebuit să fie din afiș. Suntem astăzi împreună pentru că încercăm să începem un șir de evenimente dedicate memoriei Ninei Casian. Anul acesta este anul centenarului nașterii Ninei Casian. Ea s-a născut pe 27 noiembrie 1924 și a plecat către lumină pe 14 aprilie 2014. Așadar, suntem într-o cifră rotundă din multe puncte de vedere. Dacă vă uitați la volumul pe care l-a editat Alice Năstase Buciuta, avem 1000 de poeme, avem 100 de ani care s-au scurs de la nașterea Ninei Casian și 10 ani din momentul în care a plecat din lumea aceasta, dar într-un fel sunt convinsă că e mai departe aici alături de noi. Deși trebuie să o spun, de la bun început ne-a trădat, a fost doar un an student a Facultății de Litere, în 1944. Cine știe ce se întâmpla în facultate în perioada respectivă, nu știm exact, dar după un an a renunțat. De atunci se numea Facultatea de Litere și Filozofie. Așadar, Nina Casian, probabil, a stat la un moment dat și într-una dintre băncile acestei biblioteci. Și obișnuiesc să răspund studenților mei că, de fapt, nimeni nu pleacă de aici. Asta e facultatea din inimile noastre și, într-un fel sau altul, ne reîntoarcem. Vocile noastre răsună mai departe în amfiteatre, în sala de lectură, în sălile de curs sau de seminar. Rămânem cu toții alături într-o mare comunitate a literelor bucureștene. Vorbim așadar despre Nina Casian în acest context al centenarului ei și probabil ați văzut că anul trecut, în contextul centenarului Monica Ilovinescu, o întreagă desfășurare de forțe s-au pus în mișcare, în așa fel încât un nume important al culturii române să fie omagiat. Și de data aceasta sperăm să ni se alăture și alte instanțe, alte instituții, dar cea care a pornit acest proiect al centenarului Ninei Casian este Alice Năstase Buciuta, care a început așa chiar pe cont propriu, din prima zi a acestui an, de la 1 ianuarie 2024, Alice a început să posteze în fiecare zi pe paginile ei de socializare, pe rețelele de socializare, pe site-ul Marea Dragoste, a început să posteze în fiecare zi câte ceva legat de Nina Casian. Da? Avem un an la dispoziție în care să vorbim în fiecare zi într-un fel despre ea, chiar folosindu-ne de cuvintele ei, de poeziile ei, de confesiunile ei, de textele ei în proză, de interviurile care au fost luate. Mi se pare minunat acest gând și probabil mulți dintre noi ne-am dorit să fim cumva amintiți peste timp, așa, cu lucruri pe care le-am lăsat, cu, așa cum ar spune Nina Casian, memoria ca zeste. Ea are trei volume pe care le vedeți iarăși aici pe masă, trei volume de jurnal intitulate Memoria ca zeste, un jurnal controversat pentru unii, unii n-au știut, cred eu, cum să-l citească, pentru că n-au văzut în el sinceritatea extraordinară a Ninei și capacitatea ei de a se pune la dispoziția oamenilor, de a-și spune povestea, de a se arăta, de a se dezvălui în fața celorlalți. E un lucru simplu să vorbești despre tine, să vorbești despre o întreagă epocă pe care ai străbătut-o. Da? Nina s-a născut în 1924, a murit în 2014. Vă dați seama prin câte epoci istorice s-a preumblat. Și încă ceva, probabil că știți că la un moment dat a plecat în Statele Unite ale Americii și a fost nevoită să rămână acolo, pentru că dacă s-ar fi întors în țară, probabil că sfârșitul ei ar fi fost unul crunt, în închisoare, sau poate chiar ar fi fost omorâtă. O să ne povestească mai multe Alice despre acest episod, care e foarte important și care spune ceva și ar trebui să spună mai mult și celor care continuă să-și amintească doar episoadele de început ale existenței Ninei Casian. Cred că atunci când vorbim despre un om, trebuie să ne amintim un lucru simplu pe care spunea Dimitrie Mihăilescu, că identitatea este un proces, este o narațiune, nu e o chestiune monolitică, nu e un dat, e ceva ce devine.
Când ne uităm la Nina Caseana, ar trebui să ne uităm la toată povestea vieții ei, să încercăm să o reconstituim, așa cum sper să fac Alisson Stase Buciuta, într-un album centenar la care visăm, în așa fel încât să vedem toate elementele care alcătuiesc acest fază în care a fost un om. Să nu judecăm numai pentru anumite lucruri care se scoase din context și atunci când ne scoatem din context, întotdeauna le vedem în mod eronat. Deci cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem în acest context al centenarului Ninei Caseana ar fi acela de a ne reîntoarce cu onestitate la ea, de a-i reciti textele, de a-i revedea povestea de viață și de a încerca să o înțelegem exact în contextul în care a trăit. Mă gândeam că ar fi foarte frumos să încercăm să facem un exercițiu de geografie literară, să străbatem lumile prin care a mers Nina Caseana, să vedem apartamente sau casele în care a locuit, să ne imaginăm, de pildă, plecând de la Galați, unde s-a născut, de asta o invitasem pe Florina Zaharia, pentru că Galațiul este punctul de plecare în lumea Ninei Caseana, trecând prin Brașov, unde a ajuns încă de când avea 2 ani și unde și-a petrecut copilăria și clasele primare și clasele de început de liceu, ajungând la București și continuând cu vacanțele extraordinare pe care le făcea la 2 mai, a fost absolut îndrăgostită de acest spațiu, cu vacanțele extraordinare pe care le făcea împreună cu cel de-al doilea soț pe care l-a iubit foarte mult, Alexandru Ștefănescu, a nu se confunda cu Alex Ștefănescu, Ali, cum spunea ea, Alexandru I. Ștefănescu, vacanțele extraordinare la munte, are de pildă în memoria cazestre momente în care povestește despre aceste vacanțe și despre felul în care s-au preumblat pe munte. Și, în fine, ajungând la New York și încercând să reconstituim și anii ei de acolo, moment în care la Senectute a descoperit un om alături de care a rămas până la sfârșitul vieții. E vorba de cel care a fost directorul artistic al Filarmonicii din Brooklyn, Maurice Edwards. O viață complicată, o viață trăită în mai multe regimuri politice, în mai multe spații culturale, o viață în care a cunoscut toți intelectualii importanța spațiului românesc, despre care și scrie în memoria cazestre. La un moment dat, aseară, răsfoiam cărțile și am găsit momentul în care povestește de pildă despre aniversarul Nicolae Brevan de la 30 de ani. Și cumva am zâmbit, pentru că recent a fost aniversat pentru 90 de ani, da? Suntem la distanță de 60 de ani de ceea ce povestea Nina Caseana acolo. Recitind-o pe Nina Caseana, de fapt, recitim mai multe epoci istorice, ne revizităm trecutul și cred că e foarte important să facem acest lucru. Așadar, centenar Nina Caseana e important nu numai pentru ceea ce a însemnat Nina Caseana în cultura noastră, ci și pentru toate legăturile pe care Nina Caseana le-a avut cu tot felul de oameni interesanți din epocă. N-am spus, dar sunt convinsă că știți, Nina Caseana este un artist complet și complex. A fost poetă, a fost prozatoare, a scris jurnal, memorii, a scris eseuri, a scris literatură pentru copii, a tradus foarte mult, a fost desenatoare, are niște superbe desene și a făcut lecții de desen în adolescență și în prima tinerețe și mai ales a fost o extraordinară muziciană și compozitoare. Cred că marea ei dragoste, îndrăznesc să spun, a fost muzica, poate chiar mai mult decât literatura. Dacă vă uitați la notațiile din memoria cazestre, veți constata că scrie foarte frecvent despre dorința ei de a exersa, de a exersa măcar 2 ceasuri pe zi, de a compune, de a fi cântate piese. Poate e un aspect mai puțin cunoscut astăzi, toată lumea știe de literatura pentru copii a Ninei Caseana, dar puțin știu că Nina Caseana a compus muzică de foarte bună calitate și poate într-o altă viață în care s-ar fi preocupat numai de muzică, ar fi fost foarte cunoscută pentru acest aspect al existenței ei. N-am să mai mă lungesc acum, dar vom reveni cu discuția la Nina Caseana și la diversele fațete ale personalității ei. Aș vrea să-i dau cuvântul, în primul rând, lui Alice Năstase Buciuta, pentru că Alice, de fapt, face această muncă de arheologie literară. Încearcă să scoată la suprafață profilul adevărat al Ninei Caseana. Profilul adevărat peste care au fost așezate straturi de uitare, uneori straturi de reavoință, uneori straturi de indiferență. Și cred că e un gest de, cum spunea Cristina Ciocan în prefața, Cristina Cioabă, pardon, în prefața volumului, albumului centenar dedicat Monicăi Lovinescu, cred că este un gest de dreaptă memorie să ne amintim corect sau să încercăm să reconstituim corect chipul unui om. Alice, te rog.
bucurie să mă aflu din nou în Facultatea de Litere și în sala de lectură în care mi-am petrecut ore zgribulite, așa cum era pe vremuri, deci era fric și nu era atât de frumos. Dar spațiul acesta avea și atunci ceva magic, pentru că ne-a crescut pe toți într-o iubire enormă față de literatura română și de limba română. Dar eu am devenit cine sunt cu siguranță datorită Ninei Casian, pentru că primele cărți pe care le-am citit în copilărie erau cărțile Ninei Casian. Am învățat să citesc foarte devreme pentru că am o soră mai mare care mergea la școală și deja exersa scrisul și cititul și eu am învățat mai devreme împreună cu ea și cărțile pe care exersam erau cărțile mine, în special povestea doi pui de tigru numiți Dimitra și Alicru. Și cred că îi datorez enorm, pentru că cei care au citit povestea doi pui de tigru numiți Dimitra și Alicru știu că acolo este un univers al metaforei, al imaginilor proaspete și nebănuite pentru imaginațiile noastre de muritor de rând, încât mi s-au deschis baierele sufletului către un univers către care am continuat să aspir oriunde m-aș fi aflat. Și am avut această ștachetă foarte înaltă datorită Ninei Casian și nu mi-am putut imagina viața mea trăită la alt nivel decât la înălțimea aceasta pe care o mare artistă, o mare personalitate ca Nina Casian putea să o inspire unei tinere fetițe dintr-un oraș de provincie. Deci mi-am trăit viața în smerenie și adorație față de limba română și în special față de poezie datorită Ninei Casian. Și atunci când îmi este greu, pentru că mi-e greu și probabil că ați înțeles și din cuvintele Cristinei Bogdan, care mă susține cu toată dăruirea ei în căutarea soluțiilor ca să mai facem un pas înainte în a o aduce pe Nina Casian în inimile tuturor celor care ar fi trebuit să o cunoască mai bine și să o iubească mai mult. Da. Fac eforturi pentru a găsi cele mai bune variante, dar și dacă n-am să găsesc soluții în afara mea, cu strădania și cu toată fierberea iubirii mele, sunt sigură că având alături oameni de mare valoare, cum sunt doamnele de lângă mine, Cristina Bogdan, prietena mea, Daniela Nane, prietena mea, Anne-Marie Nițu, prietena mea, Jenny Coșceanu, Silvia Badu, Mihaela Purda, ar trebui să spun multe nume și să fac o plecăciune în fața tuturor celor care mă ajută și mă susțin iubind-o pe mine și iubindu-mă pe mine. Sunt recunoscătoare și sunt sigură că vom găsi soluții. Albumul centenar, Nina Casian 100, va apărea, orice s-a întâmplat, lucrez deja la el și este aproape gata, cu lucruri care nu au fost publicate până acum, cu texte inedite, cu texte care au apărut în presa vremii, pentru că Nina Casian era și publicistă, cu interviuri de mare valoare și de mare frumusețe pe care le-a acordat celor care și-au dorit să afle mai multe despre ea și unii dintre ei erau la rândul lor mari scriitori și poeți. Sunt interviuri pe care le-a acordat, nu știu, lui Nicolae Crăniceanu, lui Adrian Polunescu. Sunt interviuri ca într-un filigran de splendoare a unor conversații între oameni care slujesc literatura română din diverse unghiuri ale acesteia. Deci, vă promit că vor mai apărea lucruri frumoase și valoroase despre Nina Casian. Am
strâns o parte dintre partiturile ei pe care am reușit să le găsesc și caut în continuare și sunt sigură că voi mai descoperi desene ale ei originale, pentru că era extraordinar de talentată și are o serie întreagă de portrete și de autoportrete splendide și emoționante, și de altfel și cărțile ei au ilustrații cu totul și cu totul nonconformistă. Să vedeți în această carte pe care o am în mână, Dialogul Vântului cu Marea, Conversații, Nina Caseanu, Conversații cu Carmen Firan, este o carte ilustrată cu desene și texte ale Ninei Caseanu, care sunt subtile, sunt pline de umor, te fac să intri așa într-un univers în care nu ți-ai fi imaginat, pur și simplu, că poți să ajungi doar printr-o tușă a unui creion pe hârtie și prin două, trei cuvinte pe care le-a așezat acolo. Era frumoasă, era curajoasă, era generoasă, așa cum am constatat că sunt mari artiști, mari creatori, cu cât sunt mai mari și cu cât sunt mai valoroși, oamenii sunt mai buni, mai generoși și mai smeriți. Cei care sunt cu nasul pe sus și la care ajungi cu greu și care nu prea vor, nici să-ți răspundă, nici să te ajute, aceea, chiar dacă ei se consideră în vârful ierarhiilor, de fapt aceea n-au măreția reală pe care personalitățile complexe, cum era Nina Caseanu, și cum sunt doamnele de lângă mine, pentru că așa sunt și Cristina Bogdan și Daniela Nane, genul acesta de oameni sunt foarte generoși și foarte prietenoși. Într-un fel, noi, cele din echipa aceasta care lucrăm pentru amintirea Ninei Caseanu, semănăm cu Nina Caseanu. Mă uit de multe ori și găsesc tot felul de trăsături care ne aseamănă și ne leagă una de cealaltă și sunt mândră de asta, deși uneori aceste legături se fac și în nu știu, în nuanțe ale câte unei singurătăți pe care nu știm să o domolim, într-un fel de a nu ne găsi neapărat locul în curentul general. Nina Caseanu a și suferit mult, a și fost foarte fericită și a mărturisit asta, că a fost fericită, că a fost iubită, dar a fost și foarte mult respinsă, din o mie de motive. Pentru că nu era frumoasă și a trebuit să-și ducă această fizionomie specială, cumva cu greu, sub privirile care măsurau nemilos și la vremea aceea și chiar și acum primesc de multe comentarii când postez câte o poză cu Nina Caseanu și cineva spune câte ceva absolut nepoliticos, referindu-se la felul în care Nina arăta, pentru că ea nu avea frumusețea aceea clasică feminină. Și totuși este foarte frumoasă și în fotografiile pe care le recuperez, în multe dintre ele, chiar emană o strălucire și o frumusețe aparte și o cuprind în inima mea și mă bucur că se așează cu mine așa cum, în așa fel încât să îi contureze nu doar chipul, ci și aur. Era deci o femeie care nu semăna neapărat cu celelalte femei din jurul ei și a fost uneori respinsă pentru asta sau s-a simțit respinsă. Era evreică și de multe ori a fost judecată și respinsă pentru asta și nu a fost ferită de pusele antisemite care au viscolit lumea asta și continuă să o facă. Era femeie și nu-și găsea neapărat locul alături de mari bărbați care se considerau îndreptățiți să lanseze curente, deși și Nina Caseanu era avangardistă în felul ei de a scrie și în mai multe articole pe care le-a scris ea însă sau în răspunsurile pe care le dădea în interviuri,
La mine acasă am întâlnit de multe ori cu bucurie ideea aceasta în care spunea este un nonsens să vorbim despre literatura feminină. Deci este pur și simplu doar o discriminare. Dacă vom ajunge să vorbim despre literatura masculină, da, accept că vorbim literatura masculină, literatura feminină, dar altfel, dacă împărțim literatura pur și simplu care este a creatorilor și literatura femeilor care e doar ca o nișă și ca un lucru de mirare, mă simt nedreptățită și nu cred că așa ar trebui să stea lucrurile. Și sunt, bineînțeles, de acord cu asta, dar urmăresc în toată biografia ei, în însemnările ei, felul în care ea a reușit să treacă peste aceste respingeri, să se ridice deasupra lor mai înaltă, mai puternică, mai frumoasă, mai dungă și mai pregătită să slujească artele pentru care a fost hărnită și hărăzită. Oricât de săracă ar fi fost, pentru că a fost de multe ori săracă, iar în cei 30 de ani aproape pe care a trăit în America a fost chiar săracă, în toți acești ani a făcut efortul de a avea închiriată sau de a strânge bani pentru a-și cumpăra o pianină. Într-adevăr, cum a spus Cristina Bogdan, muzica a fost marea ei pasiune și marele regret pe care l-a avut în viață, pentru că spunea mereu sufăr pentru că n-am acordat suficient de mult timp și suficient de multă energie acestei mari pasiuni, muzica, dar a avut întotdeauna un pian și când am vizitat-o în locuința ei din New York, unde am fost de mai multe ori, în anii în care discutam despre felul în care vom reedita anumite cărți ale ei, aveam un pian și cântam împreună cu Maurice Edwards, cu soțul ei, cum râdea ea luându-se peste picior și făcând haz de necas, partiturile pe care odinioară le cântase cu câte cineva la 4 mâini, de data aceasta le cânta la 3 mâini pentru că era în vârstă și a suferit mereu de aceste dureri de oase și de articulații în însemnările ei, spunea mereu cât de mult suferă, iar una dintre mâini nu mai putea mișca pe clapele pianului, dar cântau partiturile pentru 4 mâini adaptate la 3 mâini și ea era fericită să cânte împreună cu soțul ei. A avut întotdeauna nevoie aceasta de a se înconjura de oameni de valoare, de oameni intelectuali, de oameni cu care să aibă ce să vorbească și ce să împartă și a fost, din punctul acesta de vedere, o norocoasă. Primul ei soț a fost scriitor, de asemenea, Vladimir Colin, a avut un mariaj scurt, de foarte fragedă tinerețe. Apoi Alexandru Iancu Ștefănescu, soțul ei, pe o perioadă, pe cea mai lungă perioadă a vieții ei, au fost căsătoriți până la moartea acestuia, înainte ca Tina Casian să plece la New York și l-a adorat, pur și simplu era de asemenea scriitor. Nina Casian vine dintr-o familie de oameni dedicați culturii, chiar dacă nu aveam neapărat profesii orientate limpede în direcția aceasta, mama ei cânta foarte frumos, avea o voce precisă de sopran, așa spune Nina Casian, și talentul muzical cu siguranță vine de acolo. Tatăl ei devenise un traducător de mare talent și se juca cu limbile străine și cu felul în care aducea cuvintele în limba română și ea a fost la rândul ei o mare, mare traducătoare pentru că avea acest simț extraordinar al limbii, al sensibilității și al emoției. Aș vrea să o iubim mai mult pe Nina Casian și sunt sigură că putem face asta dacă o cunoaștem mai mult și învățăm să ne apropiem de lucrurile pe care ea le-a lăsat Universului, fără să o judecăm. Ea a avut acest impuls naiv de a considera că comunismul poate fi o alternativă bună
și cu siguranță în anii aceia în care fascismul era cealaltă mare opțiune socială, comunismul părea ca o idee aproape salvatoare, dar ea era o fetiță, o adolescentă, avea 15, 16, 17 ani când o bântuiau aceste idei și apoi lumea n-a mai vrut să o ierte pentru asta, deși Nina Casian a murit departe de țară și exilată și cu siguranță dizidentă. În momentul în care plecase la New York cu o bursă Fulbright pentru a susține un curs de scriere creativă în anul 1985, după ce murise soțul ei, când regimul comunist era în cea mai grea perioadă și întunecată, perioada lui era sărăcie, era frig, era amenințarea permanentă a securității în țară, a plecat Nina Casian și prietenul ei foarte bun, prieten de o viață, căreia Nina Casian i-a acordat multe pagini de jurnal, multe poeme, au trăit împreună multe, multe întâmplări. Prietenul ei, inginerul Gheorghe Ursu, a fost arestat de securitate și a închetat și torturat și a și murit în meciul de securității. Sunt sigură că știți și ați auzit despre acest caz. Fiul lui încearcă să facă lumină și să facă dreptate și mă rog alături de el să se așeze lucrurile astea măcar în istoria noastră așa cum ar trebui să se așeze și să se facă această dreptate pe care o vrem cu toții, o cerem cu toții, nu doar familia inginerului Ursu. Nina Casian era foarte apropiată de Gheorghe Ursu, în momentul în care el a fost arestat, au fost confiscate multe dintre caietele, jurnalele, însemnările lui Gheorghe Ursu și ale Ninei Casian, bineînțeles, se făceau percheziții, s-a aflat că erau urmăriți, că aveau dosare la securitate și ea a fost avertizată să cântărească bine o eventuală întoarcere în țară, pentru că cu siguranță ar fi fost și ea anchetată, cel puțin. Nu se știe care ar fi fost urmările, dar ei aveau întâlniri în care luau peste picior regimul Ceaușescu cu umorul lor nebun, cu verba lor literară grozavă, făceau tot felul de epigrame, de parodii, în așa fel încât, cu siguranță, ar fi avut amândurora ce să mi se impute și mine Casian. Și atunci ea, într-un gest care i-a sfârșit inima, a decis să rămână în Statele Unite și, deși n-a vrut multă vreme, atunci când nu mai reușea să găsească nicio soluție, să-și prelungească viza și să rămână acolo, a trebuit să ceară azil politic, deși nu a vrut inițial să facă asta. A încercat să se întoarcă după Revoluție și să vadă cum stau lucrurile, dar aici, bineînțeles, a fost primită cu o indiferență și cu o nepăsare care au lăsat-o uluită de cât de puțin se mai manifesta vreo dâră de iubire față de ea și față de opera ei. Nu avea casă, bineînțeles, n-a reușit să, nimeni nu s-a oferit să îi ofere înapoi una dintre casele în care locuise sau vreun fel de reparație morală sau financiară pentru faptul că ultima ei locuință fusese confiscată cu toate valorile pe care le avea acolo, cu tablouri, cu statui, cu cărți de mare valoare, cu albume, cu piano, cu tot ce avea ea acolo, au fusese confiscate și nu și-a mai recuperat absolut nimic din asta. Deci s-a întors în țară și s-a trezit o străină în propria ei țară și a plecat înapoi în America și la un moment dat a ajuns la mine printr-o întâmplare sau printr-un aranjament divin această informație că Nina Casian a participat la un eveniment la Institutul Cultural Român din New York și a declarat acolo că nu se mai poate întoarce în România, fiindcă nimeni nu are nevoie de ea în România, nimeni nu o iubește, nimeni nu o caută. Și pe mine m-a durut foarte tare lucrul acesta și am
hotărât atunci, am spus orice s-ar întâmpla, trebuie să-i mulțumesc femeii acesteia, artistei acesteia care a stabilit pentru mine nivelul de recunoștință pe care îl port ei și de reverență în fața poeziei limbii române, indiferent în ce formulă literară este această limbă română așezată. Nina Casian s-a mai întors în țară cu câteva proiecte și la un moment dat am decis, eu i-am propus și i-a acceptat, mulțumită și lumită și smerită și recunoscătoare, într-un fel care mă emoționează și acum, să-i reedităm anumite cărți. Am reeditat jurnalul ei Memoria Cazestre, am reeditat povestea de obiut de tigrul Luis Nitra Șalitru, care este reperul vieții mele și într-o mie de dăți mă întorc la acea poveste în versuri, o poveste aparent pentru copii, dar a cărei frumusețe extraordinară poate fi citită pe multe straturi și cred că orice adult poate să se bucure de splendoarea acestui poem. Și o parte dintre poeziile ei am publicat romanul ei de proză, care se numește Confidențe fictive și are subtitlul atât de grozavă și adio, pentru că în aceste confidențe fictive, în care ea a așezat anumite povești de viață și de dragoste, declarându-le fictive, dar de fapt făcând mărturisirea că e doar un joc și că pe toate le-a trăit într-un fel sau într-altul, este una dintre povestiri care se numește așa, atât de grozavă și adio, și mie mi-a plăcut enorm titlul acesta și toate povestirile ei, pentru că sunt sigură că mi s-a întâmplat fiecăreia dintre noi, vorbesc din perspectiva mea de femeie, să ne spună câte un bărbat pe care îl iubeam foarte mult, ești atât de grozavă încât trebuie să te părăsesc și adio. Ninei Casian mi s-a întâmplat asta de foarte multe ori și una dintre povestirile ei în proză a așezat și această replică minunată. Așa cum Nina Casian are un milion de versuri splendide și valoroase care au strălucire ele însele, doar ca versuri extrase dintr-un poem. Am ales împreună cu Cristina Bogdan ca modul al acestei întâlniri doar un vers luat la întâmplare de undeva, care este: era și timpul, Doamne, să se răcească marea. Deci dacă cineva spune doar aceste câteva cuvinte, era și timpul, Doamne, să se răcească marea, simți și știi că este vorba despre un mare poet care a așezat cuvintele limbii române într-o asemenea structură. Ea are nenumărate astfel de versuri, nenumărate astfel de titluri, nenumărate astfel de structuri, pentru că Dumnezeu i-a dat puterea de a stăpâni cuvintele și de a le îmblânzi și de a le așeza în vers sau în proză, sau de a lua sunetele muzicale și de a le pune pe portativ și de a le gemăna cu versurile ale ei sau ale lui Eminescu, pentru că ea a compus și titluri pe versurile lui Eminescu și titluri pe versurile ei proprii și arii și piese simfonice care s-au cântat în diverse sări de spectacol ale țării și ale lumii. Era uimitoare, era generoasă, era luminoasă, era zâmbitoare, eu n-am văzut-o niciodată îmbufnată pe Nina Casian, deși niciodată de plasările acelea grele dintr-un continent în altul nu era o pandemonă, era o femeie trecută de 70 de ani, care se mișca greu, uneori o luam în cărucior ca să o deplasăm mai repede la aeroport, nu era niciodată ușor. Purta un aparat auditiv sau două aparate, cum spunea ea, urechelnițe, pentru că nu mai auzea bine și totuși eu n-am văzut-o niciodată supărată, îmbuznată sau nervoasă. Indiferent cât de greu ar fi fost în ea, zâmbea, spunea două versuri, făcea o glumă, spunea un jumbușluc lingvistic, povestea ceva simpatic din trecut și
oriunde găsea în București la acesta cât un reper ca să își amintească ceva nostru. De exemplu, când am ajuns la aeroport, și-a amintit că acolo, în fața salonului unde am așteptat-o noi, la un moment dat, venise un președinte al unei țări străine și fusese întâmpinat de români și în Parimaj a apăruse un reportaj despre acea vizită și în acel reportaj se spunea că românii s-au bucurat să primească nu știu pe cine și au strigat Draskaya, Draskaya, Draskaya. Asta însemnă trăiască, 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 dar fiind greșit transcris în Parimaj. Și ea spunea să strigăm și noi, Draskaya, Draskaya, aici, în fața aeroportului. Deci era o enciclopedie a zâmbetului, a frumuseții și a jocurilor de cuvinte și sunt sigură că toți cei care vor deschide inima și vor vrea să o cunoască, prin intermediul poeziei ei, prin intermediul celorlalte texte, prin intermediul jurnalului ei, vor ajunge, dacă o fac cu inima deschisă, să o iubească așa cum o iubesc și eu.